Bună ziua! Sper că dispoziția e bună, e bună. Putem să începem. Stimați reprezentanți ai mass media, evoluțiile politice din ultimii 2 ani denotă o degradare ascendentă a democrației și a încrederii cetățenilor în guvernare. Niciodată, de la declararea independenței, nu s-a simțit o scindare mai mare în societate, o distanțare atât de enormă între pseudo-elite politică și popor. Niciodată, Republica Moldova nu a avut o guvernare atât de proastă ca acum. Oameni întâmplători promovați în guvern la șefie instituțiilor publice. Marele dezastru în toate domeniile produce o mare decepție în societate. Marele așteptări s-au transformat în mare depresie. Între timp, autoritățile centrale sunt concentrate pe politica externă, pe subiectele de geopolitică. Practic, au omis de pe agenda lor politica internă, politica socială, problemele reale de austeritate cu care se confruntă oamenii noștri. Am ajuns să vedem cum degradează democrația de către cei care ne vorbesc de la ecrane despre democrație și stat de drept. Să vedem cum este cenzurată, lichidată presa de opoziție, cum sunt încălcate drepturile fundamentale, cum sunt ignorați profesioniștii și sunt promovate persoanele loiale puterii, fără nicio dovadă de experiență profesională. Iată de ce vreau să mă adresez cetățenilor care își respectă demnitate și nu mai rezistă unii batjocuri instituționalizate. Mă adresez medicilor. Cunosc dispoziția din colectivele de muncă ale medicilor din țară, unde managerii sunt numiți pe criterii de cumetrism și toleranță politică. Mă adresez profesorilor universitari pentru care guvernarea așa și nu a identificat resurse bugetare pentru a vă oferi un salariu demn de muncă asiduă, instruind generații de intelectuali ai națiunii. Mă adresez către antreprenori. Cunosc foarte bine problemele cu care vă confruntați din cauza politicilor frauduloase ale guvernării. Știu câți dintre voi își închid afacerile și aleg să alimenteze exodul populației care atinge cote record peste 100.000 în ultimii 2 ani. Mă adresez către fermieri. Câtă miere v-a turnat gruparea care azi se află la guvernare? V-a promis multe. Vă mobiliza să ieșiți la proteste. Ce v-au oferit acum când sunt cu mâna pe resurse? Nimic. Mă adresez către pensionarii care au rămas cu pensie mizere, care îndură foame, frig și sărăcie. Nu ați meritat aceasta. Mă adresez tinerilor care nu mai cred în poveștile de succes ale acestei guvernări. Și aceasta s-a văzut clar prin absența masivă a tinerilor la urnele de vot. Alegerile din 5 noiembrie, de fapt, au demonstrat cum electoratul a sancționat dur lipsa de competențe în gestionarea statului. Deoligarhizarea, lupta cu corupția, reforma în justiție, bunăstarea, au rămas doar ca promisiuni electorale. În realitate, zero rezultate. Iată de ce a venit timpul să găsim temeiuri comune, să ne mobilizăm și să punem stabilă acestui haos produs de protagoniștii puterii de astăzi, până când Republica Moldova nu a ajuns un stat depopulat și falit cu datorii de miliarde către finanța internațională. Prieteni, am declarat cu mai multe ocazii că după expirarea mandatului de Bașcană a Găgăuziei,
voi lansa un proiect sociopolitic la nivel național. Astăzi a sosit timpul să dezvăluie esența proiectului meu. Anunț lansarea Asociației Obștești, Platforma Moldova. O platformă care trebuie să ne unească după ce actuală guvernare ne-a dispersat, ne-a partajat în oameni buni și oameni răi. Consider că după 18 ani de carieră în sferă politică, în legislativ, apoi în executiv, posed competențele necesare unui lider capabil să unească în jurul său oameni onești și adevărați patrioți. Pentru că iubesc țara. Aici m-am născut. Aici am făcut studii. Aici mi-am crescut copilul. Aici am grijă de mamă. Pentru că respect oamenii. Respect cetățeanul cu drept de vot și cu drept de a revindica ceea ce promit politicienii în campaniile electorale. Așadar, mă adresez către toți cei cărora nu le este indiferentă soarta țării, către toți care au dispus un cuvânt în domeniul pe care îl profesează, către toți care sunt ignorați, umiliți, subestimați de guvernarea actuală, către partidele de opoziție, indiferent de doctrine. Acum, unica doctrină trebuie să fie responsabilitatea și dragostea pentru țară. Aceasta este platforma unde sinergia noastră va da rezultate. Avem nevoie de unitate. Numai în unitate, numai atunci când între guvernați și guvernanți nu va exista o prăpastie de aroganță. Numai atunci un popor va putea prospera. Avem nevoie de o clasă politică educată în spiritul respectului față de cetățeni, responsabilă de politicile de guvernare, o clasă politică care nu și-ar mușamaliza greșelile și incompetențe după paravanul retoricii despre război. A venit timpul să facem un front comun pentru a readuce încredere și speranța oamenilor. Să dăm un exemplu frumos de politică națională. Și acest exemplu îl va da Platforma Moldova. Țara trebuie condusă de oameni competenți. Aceștia sunt invitați să fie parte a Platformei Moldova. Împreună vom construi o Moldova în care valorile fundamentale ale poporului nostru vor fi respectate, iar fiecare cetățean va fi mândru de țara sa. Mulțumesc! Briefing. V-am spus că v-am dat informații și acum putem să reprezentăm și comunicații care noi am pregătit. Dar mai avem și alte întrebări. Eu înțeleg, dar v-am spus că este briefingul să facă. Da, briefingul trebuie să spun o felie de scurt a informațiilor, dar nu neapărat și informația eu să întrebărilor din partea jurnaliștilor. Dacă ați putea să ne spuneți... Informație aici, putem să vă prezentăm. Dacă ați putea să ne spuneți ce părere aveți de faptul că mai a s-a semnat că decretul de... Eu cred că este altă situație pe care dumneavoastră întrebați și astăzi este altă temă. Cu siguranță, dar asta este o... Am spus că noi astăzi vorbim să este altă temă. Dumneavoastră. Care ne zvanim și s-ar bine zăt pe formă? Da, da. Nu știu. Deci, care este?